Bă, era cererea voastră, fratele vostru a venit la București să facă un clip cu fotbal. Știți că sunt foarte, foarte aglomerat, mai am mai puțin de o lună până la nuntă, dar țin cont de părerile voastre, așa că am venit astăzi să facem un clip cu fotbal. Nu prea am făcut anul ăsta pentru că am fost foarte aglomerat și v-am zis mereu de câte ori trebuie să fac un clip cu fotbal, eu trebuie să vin la București pentru că îmi place foarte mult cum arată poarta, terenul, tot ce trebuie. La Mărășești nu se vede chiar așa și nu-mi place. Am eu piticii mei pe creier, vreau să fie totul clean. Sunt aici cu Ciprian, salut, și a revenit cu mâna tot ce trebuie în sfârșit după o pauză destul de lungă. Îl avem pe Gabi acolo în poartă, te pupăm. Astăzi o să încercăm să-ți dăm niște goluri frumoase, cam asta vrem să facem. Clip cu fotbal, clip cu fotbal, să văd și eu like-urile acolo la clipul ăsta cu fotbal, da? Hai, forță! Vă văd. Se pregătește tot ce trebuie. Fii atent, începem cu penalti, dar aș vrea să nu avem execuții simple cum ar veni. Okay. Să încercăm să fie ceva frumos, un simplu șut pe mijlocul porții sau cum se zic. Hai, m-am gândit la ceva. În vinclu sus, dreapta. Hai să vedem. Păi dacă facem așa, iată. Încercăm ora bună, tot în dreapta sus, că dau cu dreptul. Iată. Am făcut Bruce Lee, am făcut, da? S-a dus bine acolo. Uite-o pe asta, Ciprian. Ia. Bară gol. Nou loc. Gol. Nu-mi place, nu-mi place. Da. Bun. Mamă! Gol! Zi, să te aud acum dacă n-a fost gol. Noi zicem un colț ca tu să-l știi dinainte și noi încercăm să dăm acolo. Și te duci și tu tot acolo, adică știi unde dăm. Să vedem dacă putem să dăm gol. Îl zicem în timp ce mergem spre minge. Stânga, sus, da? Bară gol acolo, ascultați-mă, bară gol acolo, da? Nu are, mă, zic eu că dacă dai e greu să le scoată așa. Sus, da? Oh! Băi, am mutat cadrul și o să dăm din colțul careului de aici de la 16 cu exteriorul. O să încercăm să-i dăm gol la colțul lung frumos, știi ce zic? Frumos, un golață. Hai să vedem dacă reușim să-i dăm vreun gol frumos. Mă, vezi, surprins. Nu înțeleg cum ai dat la colțul scurt. Mamă, ce-a salvat-o, băi! Uite capul meu! Bine, băi, Gabi, bravo! Băi, nu-i dăm un golul Gabi, băi! Hai, mă! Am dat prost! Mamă! Bine! Bine, băi, mamă, ce frumos a văzut, cel puțin noi de acolo, sper și voi pe cameră. Mi se pare grea de foarte tot, capul. Deja m-a luat aici gamba. Mi s-a pus, mi s-a înțepenit mușchiul, de câte ori mă încordez și dau așa. Punem zidul acolo și încercăm lovitura aia al lui Roberto Carlos. Lovitura liberă, doar că el dădea cu stângul, noi suntem dreptaci, dăm pe dreapta și nu cred că o să dăm de la aceeași distanță, pentru că el a dat de la mult rău, 30 de metri, nu știu cât, habar n-am, 34 de metri, 35 de metri, nu știu exact. O să dăm puțin mai de aproape, dar încercăm să o recreăm, să vedem dacă ne intră gol pe lângă zid, că exterior, dar întâi mai încerc și eu câteva șuturi să vedem ce iese. Deci nu vreau să vă zic cât de cald de afară. Mă întorc la treabă. E ca rău de tot mâncava jugurava asta, când beți apă nu stați la soare, v-am zis. Am mai încercat niște șuturi, e greu rău de tot. Am avut câteva goluri, doar că leșinate așa și nu mi-au plăcut, sincer, adică pentru mine nu pot să le numesc goluri. Dar a dat Ciprian un gol foarte frumos, chiar mișto rău de tot. Da, să beau gur de apă, că nu mai pot, vorbești și tu. Deci din câte am încercat să dăm, din cred că am tras o grămadă de șuturi. O oră în continuu, cred că. Deci am pus zidul, vă dați seama că nu putem să fim Roberto Carlos niciodată în viața asta. Nu dăm nici de la aceeași distanță, nu avem nici aceeași putere, nici aceeași execuție, doar că încercăm să o facem în stilul nostru, să o recreăm pe puterile noastre, ca să zic așa. Așa că hai să vedem, avem zidul acolo, deci ar trebui să dăm pe partea asta așa să intre mingea. Bine, el era stângaș, noi suntem dreptași, deci nu avem ce să facem. Recreăm pe stilul nostru, am zis. Așa e mai bine. Hai să vedem, deci trebuie să dăm gol. Știu că a dat undeva la seminălțime, ceva de genul, adică n-a dat sus în vincul. N-a dat sus de tot în vincul, okay. Da. Poate noi aici, poate putem să o ducem și în vincul sau la seminălțime. Băi, să ne intre gol pe exteriorul după zid. Și așa e foarte greu. Da. Dacă o să încercați, o să vedeți și voi. Hai, dă-i, frate. Aha. Dar un pic mai tare, ia să vedem. Dar ce auzim noi aici la București?
Cineva trăie cu drujba, bineînțeles. Cred că îmi cumpăr un lanț de drujbă și de acum stau cu lanțul ăla de drujbă la gât așa. Mamă, vezi că s-a văzut frumos. Dar nu încerc să dai pe jos? Sau așa ți intră? Așa mi intră, sincer. Te-ai dus prea pe drept, iar. Mamă, vezi că a intrat fort. Da, n-am văzut că eu m-am dus după zid. A fost bine, a fost frumos, bine? Da, frumos, mi-a plăcut. Bravo. N-am văzut. Dă-te așa, nervos. Dați-vă așa că vine Roberto Carlos. Uite, ales și noi așa de căldură, deci îți dai seama ce cald e. Aia zic, bă! Da. Bine, el a dat bară gol parcă, nu? Nu mai știu, dar cred că aproape de bară, oricum. Cred că a dat bară gol, din ce ținut, nu știu exact. Vă dați seama că dacă am dat mingea 10 metri mai în spate, nu mai dăm niciunul din noi. Niciodată. E clar. Niciodată. Adică, e clar. Dă-i. Oh! Bun efect, bun. E bine. Căutați pe Roberto Carlos pe YouTube și uitați-vă la gambit lui aici. E cât corpul meu aici, așa are aici, doi bolovan. Păi și coapsele, că sunt așa. Da, mă, da, el are aici. Și avem corpul cu tot. Îl avem, dar l-avem diferit noi. Dar dau și omul, fii atent, pe stilul meu, da. Ce prea, fii atent. Am dat bine? Bine. Fă-ți pe vincul. Haide! Aaa, ce-a salvat-o acolo. Te-a scos-o. Sunt sigur că vor fi unii din pat care o să zică, bă, dar ce fel dau ăștia, bă, ce fel. Bun, ăsta e. Ăsta e, ăsta e perfect. A mers, da, îmi place. Minutul 95. Alo. Legenda spune că Ciprian încă aleargă în momentul ăsta. Suntem în 2030 și încă aleargă. A fost asta. Ce ai zis? În engleză a fost. A vorbit în engleză acum. Dau 100 de lei pe o apă cine mi-o aduce acum la stadion, că nu mai pot. Bun asta. A fost gol? Da. Am văzut. Da. Nu mi-am dat seama de zis. Gol. V-am zis, eu am repetat de 100 de ori, n-avem cum ca el niciodată. Și oricum a dat asemenea l-a dat la înălțimea asta, n-a dat în vincul sau ceva genul ăsta. Da, deci tu ai dat mai bine ca el cum ar veni. Stai vreo cum te spui acum. Ia vezi că Roberto Carlos Bogdan IBM de la Mărășești. Mai ești Ronaldinho astăzi, oi? Mai bine sunt Ronaldinho decât Roberto Carlos, că mi-am țepenit piciorul, nu mai pot. Unde te-ai dus, mâncați-și gura ta? Durează vreo 10 secunde până ajunge aici la mingi, ca să știți. Bun. Da, poți rău. A fost mai aproape. Ia, frate, eu am încredere în tine că dai pe lângă zi. Îți dau un cap, nu fi prost. Dai drum, că nu-mi e frică. Te-am zis să te dai de acolo. Acum mi-am dat puțin refresh. Ia să vedem. Și pleacă Roberto cu flash. Da, mă, dar Roberto flash. E bombă, Roberto Flesch. Deci trebuia să mă dau puțin cu apă pe față, ca să-ți revii puțin, așa era schema, vezi? Pescuitul și hobby-ul, auzi, nu mai știu. Pescuitul și fotbalul sunt hobby-urile mele preferate, adică mai mult de atâta n-are ce să-mi placă, doar că înțeleg. Dar când e foarte cald așa, deja poți să o dai în altă. Poate să-ți vină rău pe teren, să leșini, să faci insolații și alte chestii. Gata. Altceva. Mamă! Nu mai ții nimic. Au! Alo! Lasă-mă, băi, Gigi, stai. Lasă-l. La două ori când mă sună Gigi, băi, ce prea are. Lasă-l, Gigi, te rog eu, lasă-l aici să mai vină, pot să mai filmez și eu cu el, te rog eu, Gigi. Nu-l lua acolo la PCSB. Nu vin la PCSB, nu vin. Deci te rog eu mult de tot, lasă-mi-l aici la video, că mai vreau să vin aici și să mă aștepți și pe mine aici, să dăm la poartă. Am oamenii mei aici pe YouTube, am aici contract semnat cu abonații mei, nu pot. Da, abonații au contract cu noi și nu și noi cu ei. Bă, Gigi, bă! Nu, deci te rog eu, lasă-mi-l aici, fără milioane de euro, te rog eu mult de tot. Uite, închide și mie telefonul, dă-l pe mod avion. Mersi. Bravo și pentru golurile tale. Frumos. Felicitări, eu zic că 2-3 goluri au fost frumoase. V-am zis, nu putem să recreăm 100% ce a făcut. Niciodată. Drept dovadă, în toată istoria de când e fotbalul, eu nu mai știu un gol care să mai fie ca al lui. Nu, e un singur gol. Nici Messi, nici Ronaldo, nici Neymar, nici Mbappé, nici cine vreți voi. În stilul ăla nu, poate sunt goluri mult mai frumoase, mult mai spectaculoase ca al lui. Dar nu strict în stilul ăla, cum a dat-o el. La distanța aia și cu efectul ăla, să-i dea direct. Deci că sună telefonul.
E Gigi, a? Cred că e Gigi, da. Mamă. Băi, v-am lăsat, băieți. Mă duc Cipriane, pe 10 milioane mă duc. Să văd ce vorbește Bogdan acolo, că eu sunt agentul lui și după aia revenim noi cu următoarea probă. Fii atent, am pus rebounder-ul aici. Da. Dăm plasa. Dăm în plasă, vine mingea. I-ai dat din voleu și să băgăm în cercurile alea două de acolo. Poți să dai tu puțin cu zoom pe cercuri. Deci să băgăm în cercurile de la vincru, de acolo mingea. Un cerc acolo și un cerc acolo, să rămână mingea acolo. Alo! Oh, da, asta așa trebuie să intre, așa. Oh! Oh! Băi, deci nici n-am vorbit. Am zis să tac din gură să văd dacă se duce acolo. Ma. Oh, what the fuck? Da! Da! Bine vorta. Aia zic. Mai am completat cercurile acum. Ce a fost, mă? Ai lovit în lateral acolo și s-a răsucit ăla. Ai lovit așa în lateral. E răsucit ăla. Ai, ce frumos să dusese. Da, da, dar eu m-am oprit, de-aia m-am oprit, am zis că intră. Trebuia să fie două mingi acolo. Au! Forță! Bine, haide. Mamă, cum s-a asta, tank! Direct. Ia de aici. Oh, avem un nor aici, mai intră el așa, soarele în nor, dar nu stă mai mult de 3 secunde că este înapoi. Eu am fost după minge aici. Liniște! Liniște! Băi, eu zic că ne-am descurcat destul de ok la proba asta. Eu cel puțin de mine sunt foarte mulțumit, am reușit să bag 3. Aia da. Prima a fost norocoasă, sincer. Am dat de jos așa, a intrat, nu mai contează, dar după am avut două destul de mișto. Da, 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 da. S-au dus direct rachetă, direct la vincul acolo, în cercul ăla. Ai avut și tu două, nu? Una. Una? Una, una a fost. Până una alta, hai să luăm o sticlă cu apă, să ne mai dăm puțin cu apă. Revenim, voi stați aici frumos, mâncați, liniștiți-vă la răcoare, la aer condiționat, tot ce trebuie, revin. Mergem la următoarea probă, cred că am un păr în cap de, nu vreau să mai zic, dar aia m-am dat cu apă pe față că trebuie să mai mă răcoresc puțin. Fii atent, următoarea probă, am mai făcut-o eu acum ceva foarte, foarte mult timp, dar de data asta schimbăm puțin mai greu. Avem în poarta mare o poartă mai micuță, stăm în spatele porții și fii atent, poți să vii mai aproape puțin, ca să le explic lor aici. Arunci mingea, trebuie să lovească tibia, după ce lovește tibia, trebuie să o întorci cu vârful, să se ducă peste poartă și să intre în poarta asta mică. Trebuie să dai efectul invers, să intre în poarta asta. De capul. Deci atenție, nu cu fața, știi că mai e aia când da, da, dai da, așa da, cu fața. Da. Ușoară. Aia e ușoară, aia e floare la ureche. Cine reușește primul, a câștigat. Mamă, nici nu mai știu schema, tată. Mamă, bine. Era bun. Ia vezi. Da, mai mult efect. I-am dat bine efectul, dar uitați cum s-a dus. Mamă, hai, hai. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia vezi, mă! Mamă, hai, hai. Ia, ia, ia. Ia, ia vezi, mă! Da, mă, da, mă, da, mă, da, da, da. Da, 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 da. Bine, da, bine. Da, da, da. Este. Aia zic. M-a luat cu rău, pe bune zic, fără mișto. Nu exagerez și nu fac la mișto. Știi că eu nu mă dau înapoi de la astea și nu-i problemă, încerc de 1000 de ori. Oricum, proba a câștigat-o Ciprian pentru că a băgat-o, a băgat-o primul, așa am zis, cine bagă primul câștigă. Și m-a luat cu rău de la atâta stat în soare, frate, la căldură, pe buni, fără nicio caterinca. Adică nu glumesc că n-am de ce să mă joc cu astea. Nu mă ajută cu nimic că mă prefac sau așa, dar chiar nu mă prefac. E problemă, eu până la urmă nu sunt un jucător profesionist, nu știu ce zic, nu fac asta în fiecare zi. Dar până la urmă nici ei nu stau, mă, 6 ore. Să, e normal să n-am un antrenament care să ducă corpul meu în căldurile astea și așa, știi? Și nici nu cred că este indicat, frate, ce ești nebun. Ce mă să-i indica să stai 6 ore în soare, acum? Cum am stat noi? Mai facem o probă, dacă o mai duc și pe asta până la final. Hai să trecem la următoarea probă. Ha. Suntem la ultima probă pe care o duc așa cu 1 HP, că nu mai pot. Fiți atenți, cu prima minge de aici, asta, trebuie să nimerești crossbar la poarta mare, da? Deci bara de sus la poarta mare. Cu a doua la poarta mică crossbar, iar ultima să o bagi în coș aici. Prima încercare, hai să vedem, dăm bar sau nu dăm? Ma, din prima, mă?
Nu cred. Băi, nu cred. Deci mai trebuie să bagă, mai trebuie să bage doar mingea în coș. Cu ăsta 1 HP, bă. Și acum o strică aici, fii atent. Ia, fiți atenți, acum cum o strică. Acum o strică. Credeți-mă și pe mine mânca v-aș gura, v-ați, vă rog eu frumos să mă înțelegeți. Ăsta a fost 1%. N-am avut putere de aici până la coș, n-am mai putut. Mă curcoleac 10 minute aici. Pune și voi aici, îmi filmez pe TikTok așa. Hai, Bogdan la cumpărături. Păi de acum nu sunt stare să dau dintr-un centimetru de aici, n-am putut să dau. Ia camera aici, că dă fratele tău acum. Cred că e scris, mă, să câștig eu probata. Hai, dă, că nu mai pot din nervi. Ia te, în bară. Adam. Ding. Bravo. Ia atent aici. Ding și la aia mică. Ding. Ding și la aia mică. Mai râzi de mine, na. Na, mă, ia de aici, că râdeai de mine. Hoț! Dă-te la o parte, că mă tranjezi. Bine! Ia să vedem. Și acum, coșmarul lor care o să visez, căruțul ăsta de la unde o fi el, Carrefour, Profi, habar n-am. Uite cum e apa aia. Fala. Ăsta a fost clipul de astăzi. Sper să mă înțelegeți, nu mă plâng, credeți-mă pe cuvânt, nu mă plâng, dar nu mă joc cu sănătatea mea. Pă bune, acolo la proba aia, acum s-a mai dus puțin soarele că e un nor aici, dar acolo chiar mă luase amețeala, frate, pă bune. Vorbesc da, serios, mă luase amețeala. Nu mai vedeam așa cum trebuie, nu știu, habar n-am, am dat cu apă pe față și mi-a revenit puțin. Sper să mai apuc să fac anul ăsta, v-am zis, sunt foarte, foarte ocupat, mai e foarte, foarte puțin și vine și nunta și nu mai știu ce e în capul meu, credeți-mă, îți vraște. Dar cu toate astea încerc să mă strecor să fac și cu pescuit, unii vor cu pescuit, unii vor fotbal, unii vor challenge-uri, unii vor aia. Eu vă înțeleg, dar eu sunt unul singur, voi sunteți sute de mii. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți viața mea, dar... Deci eu om, mă încerc și eu să le fac pe toate. Apăsați butonul de like acolo, forță, urmăriți-ne pe Instagram, sper că v-a plăcut și eu zic că a fost un clip destul de mișto. Totuși, până la final eu zic că ai și ceva ce absolut trebuie. Nu uitați, primul link în descriere, 11 Team Sports, codul IBM pentru ghete, tot ce trebuie, aveți acolo reducere, să fac un duș, să mănânc ceva și să mă liniștesc, să stau liniștit că nu mai pot. Abia aștept să dau ghetele astea jos din picioare. Acum o fac direct cu voi pe video, că nu mai am răbdare. Deci zici că, nu știu, mi-ai dat viață din nou. Când am dat astea jos, m-am eliberat așa. V-am pupat și ne vedem la următorul vlog. Pa!